Un bărbat a fost filmat în capela Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara, în timp ce fura din geanta unei femei, apoi și-a făcut cruce și a plecat. Un bărbat aflat în capela Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce fura din poșeta unei femei, apoi și-a făcut cruce și s-a așezat pe un scaun pentru câteva secunde. Femeia își lăsase geanta în lăcașul de cult, cât timp l-a ajutat pe preot afară la niște lucrări. Individul intră, se închină, vede poșeta și ia de acolo pormoneul în care se aflau 200 de lei și acte. Omul pune totuși 10 lei înapoi, se închină din nou la ieșire și dispare. Femeia a făcut plângere, iar polițiștii încearcă să îl identifice pe bărbat. Imaginile au fost făcute publice de preotul care slujește în capela Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, Dorian Oprișor. În aceste imagini se vede cum o femeie și-a lăsat poșeta în apropierea altarului și s-a dus să se roage, moment în care un bărbat s-a apropiat de geanta lăsată nesupravegheată, din care a luat un telefon și bani. După ce a furat, hoțul și-a făcut cruce și s-a așezat timp de câteva secunde pe un scaun în capelă, apoi a ieșit.